aspectele negative sau care ar fi urmat în urma unui consum de unui astfel de produs ar fi fost foarte mari. Eu cred că undeva, dacă vreți, mă gândesc, nu am o certitudine, mă gândesc că aceste verificări și aceste lucruri nu au fost descoperite ieri și ieri s-a ieșit și cu numele tuturor firmelor. Ele au fost din timp cunoscute, numai că amploarea care a luat-o probabil în ultima perioadă și desigur cred de o creștere a consumului la înghețată pentru că au fost temperaturile astea foarte ridicate a determinat o astfel de măsură pentru că altfel presupun că nu se putea împiedica. Mi-e greu să cred că instituțiile la nivel mondial privind aceste verificări au dat acum nume, au permis și celor din România să publice aceste nume în condițiile în care lucrurile nu erau foarte Da, grave. mulțumesc foarte mult, domnule Frumosu, Și pentru eu vă intervenția mulțumesc. noastră și pentru comentarii.